Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Raportul de Seară. Astăzi, la fel, în ediție specială. Alături de mine se află domnul Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni. Vă salut, domnule primar, mulțumesc că ați răspuns invitației. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, aș începe dialogul nostru cu o problemă generală, da? Care interesează atât contribuabilii, evident, dar și cei care conduc administrațiile publice locale. Care sunt efectele asupra administrațiilor publice locale, această instabilitate sau acest vid de, eu știu, autoritate integrală la nivel guvernamental? Într-adevăr, adică vorbim despre căderea guvernului PSD. Da, deocamdată avem un guvern, chiar dacă este demisar, da. Toate prerogativele conferite de funcție. Într-adevăr, sunt probleme, pentru că sunt o sumedenie de proiecte la nivel național. Fiecare UAT are cel puțin un proiect, dacă nu chiar mai multe, care sunt, la momentul la care vorbim, blocate, datorită faptului că sunt, într-adevăr, probleme cu oameni care nu sunt să semneze un document. Eu am pățit pe propria piele și săptămâna trecută. Eu sunt un caz fericit pentru că am reușit să semnez două proiecte pe ultima 100 de metri, cu o zi înainte de moțiune. Am semnat două proiecte importante pentru Fălticeni, cu o finanțare totală de aproximativ 5,6 milioane de lei. Sunt 56 de miliarde de lei vechi, bani care vor intra în Fălticeni în acest an și anul viitor pentru realizarea unor obiective extrem de importante. Dar sunt colegi primari care, la momentul la care discutăm acum, sunt îngrijorați de faptul că, într-adevăr, există un blocaj foarte mare și pe termen scurt, dar și pe termen mediu și lung, pentru că, iată, suntem la sfârșitul anului 2019, vorbim de bugetul pe 2020, vorbim de felul în care, la nivel local, creionăm bugetul pe 2020 și, deocamdată, nu avem niciun fel de informație despre cum va fi acest buget. În mod sigur, fiecare primar, fiecare consiliu local își face anumite planuri, își structurează anumite investiții care sunt necesare pentru a fi realizate în comunitate, sunt cofinanțările la proiecte europene, sunt cofinanțările la proiectele guvernamentale, sunt bani care trebuie mutați dintr-o parte într-alta și modul în care se realizează bugetul este extrem de important. Să nu uităm că în acest an, în 2019, bugetul a fost votat și promulgat extrem de târziu. Nu mai intrăm în amănunte pentru că am discutat la timpul respectiv, dar faptul că undeva la sfârșitul lunii aprilie de-abia am avut un buget, ne-a întârziat foarte mult tot ceea ce înseamnă investiții, iar întârzierea acestor investiții se materializează cel mai mult în neplăceri, neajunsuri, în tot ceea ce înseamnă derularea proiectelor. Corect. Cetățeanul spune, domnule, mie trebuie să-mi faci frumos afară, e cald, e martie, aprilie, de ce nu te apuci de asfaltat, de ce nu te apuci de construit? Explicăm și eu treaba asta mi-o fac zilnic, merg pe stradă, discut cu oamenii că sunt multe lucruri care trebuie calculate, multe lucruri care trebuie respectate. Legea de multe ori nu ne convine, dar unde legea nu-i tocmeală, nu putem trece noi peste anumite proceduri și prevederi. Dar sunt patru luni, au fost patru luni de întârziere anul acesta, nu ne dorim să fie câteva luni de întârziere și anul viitor, pentru că vorbim acum de un guvern care este demis, vorbim de un guvern care poate va fi, din ce am văzut și eu din presă, puțin probabil să fie foarte repede. Orice fel de guvern ar fi, trebuie să apuce foarte repede de redactarea și realizarea proiectului de buget pentru anul 2020, astfel încât, ca în orice țară europeană civilizată, la 1 ianuarie 2020, fiecare primar, fiecare UAT, fiecare consiliu local, să știe care sunt prevederile bugetare, să știe care sunt rigorile și filozofia bugetară pentru anul 2020, astfel încât să poată, într-adevăr, să creioneze și să realizeze un buget sau un proiect de buget capabil să acopere și partea de funcționare și partea de dezvoltare și partea de întreținere a tuturor activităților pe care le dorează o primărie, dar și, foarte important, partea de investiții. Atâta timp cât se întârzie, fiecare zi înseamnă întârziere în licitații, în obținerea vizelor, în obținerea autorizațiilor și implicit în demararea construcțiilor sau reluarea construcțiilor. Da. Bun, acum, oricum, aveți investiții în derulare. Există, eu știu, simțiți ceva mai special în relația cu constructorii? Au temeri legate de plățile care ar veni, eu știu, ar trebui să vină de la... Da, e o perioadă dificilă. E o perioadă dificilă pentru că fiecare constructor, la fel cu primăria, își dimensionează bugetul și investițiile pe niște caracteristici foarte solide, așa și fiecare firmă de construcții, vorbim de firmele
serioase, firmele cu potențial, firmele cu care poți face într-adevăr lucrări de calitate, își dimensionează și ele, echipele, oamenii, angajații, creditele eventual sau alte chestiuni interne, în funcție de stabilitatea sau nu a tot ceea ce înseamnă partea, clasa politică și partea guvernamentală. Firesc, este firesc ca fiecare firmă care derulează activități sau are contracte cu o primărie să aibă anumite îndoieli la momentul la care vorbim, pentru că, la fel cum am eu temeri că nu se știe când vom avea bugetul, nu se știe cum încheiem bugetul, da, nu știm ce modificări vor apărea, așa se gândește și el. Păi dacă primăria nu știe, dacă guvernul nu știe, noi ca firmă care suntem în imposibilitatea de a avea dreptul la o decizie din ceea ce privește partea asta, normal că au anumite temeri. Și orice fel de temere de asta înseamnă ineficiență în derularea activităților de construcție și de investiții. A spus ceva de întârzierea bugetului pe anul acesta, 4 luni de zile, da, așa e. Totuși, da, o radiografie, o fotografie. După aceea vom discuta pe spețe legat de... Așa. Cât, totuși, anul 2019, general vorbind așa, a fost bun, cu toată întârzierea aceasta de care ați vorbit dinastră legat de bugetul național și aprobarea bugetului local? Sincer să fiu, a fost un an bun pentru municipiul Fălticeni, așa cum au fost și anii trecuți. Eu obișnuiesc să spun lucruri pe nume, nici nu vreau să mă laud singur, dar în același timp vreau să scot în evidență și realizările pe care nu doar eu singur, împreună cu colegii din Consiliul Local. Adevărul că s-a ca un desfăcut baiere la punguța cu bani. Pentru autoritățile publice locale. Într-adevăr, pentru că ne-am făcut treaba și am fost un executiv extrem de harnic și de competent. Da. Avem foarte multe proiecte în derulare. Practic nu există niciun segment pe care să-l fie abandonat sau să-l fie uitat. Sunt proiecte cu finanțare europeană, proiecte cu finanțare guvernamentală. Nu ne-am bazat niciodată doar pe banii de la bugetul local. Pentru că Fălticenul nu este un oraș bogat. Fălticenul este un oraș al cărui buget asigură în cea mai mare parte cheltuieli de funcționare și foarte puțin pentru dezvoltare. Așa că chiar din 2012, de când am fost ales primar prima dată, ne-am orientat pe fonduri europene și fonduri guvernamentale. Anul acesta implementăm 3 proiecte cu finanțare europeană. Sunt 3 proiecte pe AXA 13, pe POR, Program Operațional Regional. 3 proiecte cu finanțare totală de aproximativ 2,5 milioane de euro, la care contribuția municipiului Fălticeni este de doar 2%. Toate trei proiectele sunt în implementare, sunt în construcție, ca să înțeleagă cetățeanul. Sunt proiecte care, din păcate, durează 6 luni partea de realizare și au durat 2 ani și jumătate partea de scriere a proiectelor, de obținere a avizelor, autorizațiilor, contractului de finanțare, procedurilor de achiziție, proceduri de licitație și așa mai departe. Din păcate, e o problemă la nivel național, pentru că cheltuim mai multe resurse și timp cu lucruri care ar trebui să fie mult mai puțin importante decât realizarea propriu-zisă. Și aici sunt în asentimentul multor colegi de-ai mei, pentru că discutăm cu primarii de municipii, de orașe și de comune. Nu este normal să lucrez, eu știu, 30 de luni pentru a scrie un proiect, pentru a obține un contract de finanțare, iar execuția acestui contract să fie de doar 6 luni. Teoretic ar trebui să fie cel puțin la nivel legal. Ne bucurăm că partea de construcție e 6 luni, dar ca să muncim 2 ani și jumătate, 3 ani de zile pentru a ajunge la acel lucru, e mult prea stufoasă birocrația din acest punct de vedere, dar cu toate acestea ne-am făcut treaba și anul acesta, repet, doar cu finanțare europeană, implementăm, construim 3 proiecte cu finanțare europeană de 2,5 milioane de euro. În același timp avem încă 3 proiecte depuse, încă de anul trecut, din 2018, unul foarte important, 4 milioane de euro, reabilitarea, extinderea și modernizarea eliminatului public. La fel este depus, a început realizarea lui din aprilie 2018, iată că suntem în octombrie 2019 și încă nu am semnat contractul de finanțare, cu toate că lucrurile sunt în regulă. Da. Domnul primar, ca să nu întrerupem firul discuției legat de fiecare investiție în parte, aș vrea să lichidăm acest subiect înainte de prima pauză de publicitate. Spitalul Municipal, ce stadion? Spitalul Municipal Fălticeni este la stadiul în care se finalizează scările exterioare pentru evacuarea în situații de urgență. Asta a fost la solicitare? De Spitalul Municipal din Fălticeni este finalizat în proporție de 99,9%. Nu este o minciună, vă pot dovedi oricând și poate o să facem o zi în care fiecare cetățean al municipiului Fălticeni
să vină în spital să vadă, efectiv și praful este șters în spitalul municipal nou. Datorită tragediei de la colectiv, s-au schimbat anumite reguli în ceea ce înseamnă autorizarea ISU. S-au schimbat anumite reglementări, legea trebuie să construim trei perechi de scări. Trei perechi de scări care au trebuit să fie proiectate, pentru care a trebuit să găsim spațiu, pentru care a trebuit să găsim locația în care efectiv să se deschidă o ușă, pentru că nu se putea deschide, eu știu, un salon sau un bloc operator, trebuia să deschidă un hol. Trebuia să găsim modalitatea prin care să ocolim conductele de apă, de canalizare, cablurile electrice, conducta de gaz deja existente, pentru că nu poți o scară cu amprenta la sol de undeva 80 de metri pătrați pe o zonă în care sunt anumite conducte. Au trebuit să fie deviate aceste conducte sau ocolite de la caz la caz. Sunt scări de aproximativ 1 milion de euro care vor fi finalizate în cel mai scurt timp, sunt aproape de finalizare. Dotările nemedicale au ajuns la Fălticeni și sunt deja în spitalul municipal. Se lucrează la ultimele detalii privind asamblarea lor. Vreau să vă spun, dragi fălticineni, că arată extraordinar. Vorbim de dotări nemedicale, tot ceea ce înseamnă mobilierul, cu excepția paturilor. Vorbim de echipamentele pentru spălătorie, de echipamentele pentru bucătărie, pentru sala de mese cantină, pentru tot ceea ce înseamnă spațiile, sălile de așteptare, canapele, mobilierul pentru cabinetele medicilor, pentru cabinetele asistentelor, tot ceea ce presupune o dotare extrem de corectă și de riguroasă, pentru că și aici a trebuit să respectăm anumite proceduri. Vestea bună că sunt deja în Spitalul Municipal în Fălticeni și se montează. Am finalizat licitația pentru dotările medicale. Sunt trimise încă de luni, de săptămâna aceasta de luni, sunt trimise la Ministerul Sănătății, contractele încheiate cu furnizorii pentru dotări medicale pe acord cadru în valoare de aproximativ 24 de milioane de lei, 240 de miliarde. Sunt dotări absolut firești și normale pentru un spital din secolul nostru și așteptăm cât mai repede finanțarea, pentru că aici lucrurile nu vor dura foarte mult. Nu vorbim de construcții, nu vorbim de lucruri care durează. Trebuie să se usuce betonul, trebuie anumite temperaturi. Ele sunt achiziții. Da. Partea cea mai grea de licitații am depășit-o. Am semnat contractele, așteptăm banii, iar Spitalul Municipal din Fălticeni, dacă primim banii pentru dotările medicale, pentru care, repet, am trimis toată documentația, poate fi finalizat în acest an. Da. Suntem la jumătatea lunii octombrie, mai sunt 2 luni și jumătate. Dacă primim banii, putem deschide Spitalul Municipal din Fălticeni în acest an. Scările pentru evacuare ISU se finalizează în cel mai scurt timp. Dotările nemedicale sau achiziționate există, sunt în spital. Construcția este finalizată. Mai sunt necesari banii pentru dotările medicale, pentru care s-a finalizat partea grea de licitații, care a durat aproape un an de zile, și putem deschide spitalul anul acesta. Sper să existe voință politică din partea, indiferent cărui ministru al sănătății va fi, iar acest spital, început în 1991, să fie dat în folosință în 2019. Da. Luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.